Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu. Perspective și soluții biblice la probleme contemporane. Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv, o ediție specială aniversară dedicată celor 30 de ani de emisie la Radio Vocea Evangheliei București. Mulțumim Domnului pentru însoțirea sa, pentru binecuvântările sale în toți acești 30 de ani, 30 de ani de binecuvântări, de încercări, de biruințe, de eșecuri. Pentru toate îi dăm slavă Domnului și astăzi am vrea să ne uităm atât retrospectiv la ce a fost în urmă, dar și cu speranță în viitor, încrezându-ne în promisiunile Domnului care va fi alături de noi și în continuare. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi la Radio Vocea Evangheliei. Astăzi ne bucurăm să îl avem în studio alături de noi pe unul dintre primii directori generali ai Radio Vocea Evangheliei și îi spunem un bun revenit, a mai fost în emisiunile noastre, domnului profesor Ieremia Rusu. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii și de asemenea radioascultatorii. Mulțumim mult că v-ați făcut timp și de data asta în altă calitate sunteți aici, cumva să vă aduceți aminte de și să ne aducem aminte împreună cu dumneavoastră de primii ani ai lucrării la Radio Vocea Evangheliei, atât la stația București, cât și la nivel general. Ați avut atribuții peste toate stațiile din țară la vremea aceea câte existau. Și pentru început, aș vrea să pornim un pic în dialogul nostru de la momentul în care ați intrat în lucrarea aceasta. Cum ați ajuns să intrați într-o lucrare radio? A apărut în Parlament legea audiovizualului care permitea unor societăți comerciale și unor organizații particulare ca să dețină frecvențe de radio și de televiziune. Făzând lucrul acesta, conducătorii celor trei culte evanghelice, baptist, creștin după Evanghelie și penticostal, împreună cu fratele Iosif Țon de la Societatea Română și de asemenea încă un partener HCJB, a unei rețele de radio din Statele Unite, ne-am strâns în data de 12 martie 1992 pentru a înființa postul de radio Vocea Evangheliei. Au fost 28 de lideri din cadrul celor trei culte și s-a discutat acest proiect știind că urmează să apară legea audiovizualului. Și viziunea aceasta de a avea o rețea de radio evanghelică care să propovăduiască valorile eterne ale Cuvântului lui Dumnezeu poporului român, care timp de 45 de ani fusese ținut în întunericul ateist, știind lucrul acesta, am zis să contribuim și noi cu acest proiect. În acea zi s-a dezbătut modalitatea de a face radio și s-a înființat postul de radio. A apărut legea, iar legea a cerut ca frecvențele să fie atribuite doar societăților comerciale. În decurs de o săptămână, este vorba de doi dintre cei trei directori, atunci s-a hotărât ca fiecare din cele trei culte să aibă un director, iar postul de radio să fie condus de un consiliu director, format din trei directori egali. Și a revenit postul de director administrativ cultului baptist, domnul Nicu Vandici, apoi cel de programe cultului penticostal. La început a fost Dorin Druhora, după care a fost Costi Moloce.
Iar cel de tehnic a revenit creștinul după Evanghelie, mi-avea revenit mie pentru că oricum făcusem facultatea de electronică și telecomunicații, deci puteam să acopăr și nevoia aceasta. Erați în domeniu. Eram în domeniu. Și în decurs de o săptămână, Nicu Vandici și cu mine am constituit o societate comercială. Ca să puteți îndeplini condiții. Ca să avem posibilitatea să primim frecvențe. Și în felul acesta, radioul funcționează și ca asociația Postul de Radio Vocea Evangheliei și ca SC Vocea Evangheliei SRL. Cele două organizații funcționează armonios în așa fel încât ele practic constituie o organizație non-profit, să spunem, din Statele Unite. Și este o construcție solidă, având în vedere și faptul că foarte multe dintre veniturile pe care le are radioul vin prin donații, care intră în felul acesta în asociația Radio Vocea Evangheliei, care poate să primească donații. Ne-am înscris la 12 frecvențe. Deja de la prima discuție din 12 martie 1992 s-a stabilit pe harta țării cam în ce orașe vom aplica pentru a obține frecvențe. În așa fel încât să fie o mărturie evanghelică răspândită uniform pe teritoriul țării și să dăm șansa și altor oameni să cunoască Evanghelia așa cum este înțeleasă de mișcarea evanghelică. Iar din cele 12 frecvențe care au fost cerute, într-un mod uimitor, s-au primit 6. 6 frecvențe în orașe mari din țară, București, Sibiu, Cluj, Oradea, Suceava, Timișoara. Și am trecut deja la efortul acesta de a constitui stații de radio în aceste orașe. Era o muncă de pionierat foarte grea, nu știam foarte multe lucruri, dar a fost un miracol din partea lui Dumnezeu că într-un timp foarte scurt am putut ca să pornim toate aceste stații și gândiți-vă că era anii 90, imediat după căderea comunismului, dar toată birocrația comunistă a continuat să fie în floare. Și era și o reacție dată de prejudecățile din vremea aceea împotriva evanghelicilor atunci când auzeau de SC Vocea Evangheliei SRL, nu? Și am avut de lucrat și în domeniul acesta foarte mult, dar prin harul lui Dumnezeu am putut ca să pornim cele 6 stații, să intre în emisie, iar Bucureștiul a intrat în aprilie 1994, deci 30 de ani în urmă. Da, data de 17 aprilie 1994, anul acesta, prin harul Domnului, așa cum a spus, vom celebra 30 de ani de când s-a auzit prima dată pe post o voce. Nici nu știu cine a fost acea voce, dacă vă aduceți aminte, eu n-am cunoștință, nu știu cum. Au fost doar 2 ore la început la București. 2 ore aveam, dar aceste 2 ore au fost o mare binecuvântare pentru audiență, mai ales că în București este o audiență foarte largă. Eu pot să apreciez acum după mulți ani, dar și din perioada aceea, faptul că Radio Vocea Evangheliei a fost darul bun al lui Dumnezeu pentru poporul român, care a contribuit la îndepărtarea multor prejudecăți. Erau prejudecățile din vremea comunismului și de asemenea față de o mișcare evanghelică și de înțelesul
Sfinte Scripturi în teologia evanghelică. Erau anumite diferențe și anumite reticențe față de aceasta și a fost o mare binecuvântare pentru că mulți oameni care priveau către Biblie ca fiind plină de mituri, de erori, ceva care un om, pe care un om inteligent n-ar trebui ca să o citească sau și cu atât mai puțin să o creadă, au ajuns ca să vadă în Sfânta Scriptură o învățătură atât de bogată, atât de valoroasă, care se adresează vieții umane în diferite domenii, nu numai cele spirituale ale mântuirii sufletului, dar și cele financiare și cele de relații și cele de relații interumane și cele relațiile, de exemplu, soție, creșterea copilului și de sănătate și atâtea alte lucruri. Ori prejudecățile acestea au început să fie ușor, ușor îndepărtate. Muzica creștină a avut și ea un rol foarte important, pentru că era o muzică și este, nu numai cu melodicitate, dar mai mult decât atât, cu un conținut spiritual bogat. Mesaj. Cu mesaj care zidește sufletul, care aduce alinare celor întristați, care încurajează pe oameni ca să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu, ca să fie altrui și așa mai departe. Deci și lucrul acesta a fost o binecuvântare pentru societate în ansamblu și schimbarea mentalității, chiar dacă orice mentalitate se schimbă, mai ales cea colectivă, se schimbă greu, totuși i-a ajuns ca să fie schimbată în așa fel încât astăzi postul de radio Vocea Evangheliei are un loc în audiovizualul românesc bine stabilit și este o rețea de radio apreciată. Așa este, mulțumim Domnului pentru anii aceia de început, au fost ani grei în care, așa cum spuneați, s-au așezat bazele lucrării și știu că dumneavoastră ați dus așa o muncă și de pionerat, s-a trecut cumva de la conducerea aceea, cum spuneați, cu trei directori, la conducerea cu un director general, cu o nouă structură, cu director de stații. Povestiți-ne un pic despre modul în care s-au așezat lucrurile din punct de vedere al managementului și al lucrării. Eu am participat la proiectul acesta Radio Vocea Evangheliei știind că voi fi doar temporar implicat în acest proiect, deoarece proiectul cel mai important pentru mine și chemarea pe care o aveam din partea lui Dumnezeu era învățământul teologic evanghelic și de aceea în paralel cu fondarea postului de Radio Vocea Evangheliei alături de o echipă. Pe lângă acest proiect am mai avut unul, cel al fondării Institutului Teologic Creștin pe Evanghelie Timoteus din București. Și în anul 1995, după ce am pornit cele șase stații și erau funcționale, am spus merg la studii pentru a mă pregăti să fiu implicat doar în învățământul teologic. Și am plecat în Statele Unite să studiez la Institutul Biblic Moody, Moody Bible Institute din Chicago, într-un program de master în teologie. Am început programul, numai că după plecarea mea s-au închis trei stații din șase prin decizii abuzive ale Consiliului Național al Audiovizualului, stațiile au fost închise. Și atunci conducătorii postului de radio, cele trei culte, împreună cu RMS-ul și cu ACGB-ul, aceștia au zis trebuie să-l aducem din nou pe Ieremia în radio ca să poată să rezolve problema aceasta și să continue dezvoltarea rețelei de radio.
După mai multe insistențe, am acceptat în iarna anului 1995. Am acceptat ca să revin pentru 2 ani de zile, să restabilim emisia în aceste stații și să începem extinderea postului de radio cu stații noi. Și la terminarea programului de master în anul 1996 am spus, mă întorc dacă va avea următoarea structură, ca să fie funcțională, cu un director general, cu directori în subordine. Și cele 3 culte au fost de acord cu structura aceasta. Structura aceasta este și astăzi în vigoare. Stațiile au căpătat autonomie și șefii de stații, cum erau numiți înainte, au devenit directori de stații și a devenit o rețea în care s-a instaurat un spirit de colaborare. Cum s-a instaurat aceasta? Pentru că eu doream ca să fiu implicat numai în învățământul teologic, eu stabilisem ca să fac internship-ul, practica, mentorarea mea să fie în domeniul acesta al educației și cu decanul pe educație de la Moody Bible Institute din Chicago. Și când m-au rugat ca să revin, au spus ca să fac internship-ul cu șeful cel mare al Moody Broadcasting Network, a unei rețele de radio, cea mai mare rețea de radio evanghelic din lume în acea perioadă, 250 ceva de stații numai în Statele Unite și stații FM și cu o calitate foarte mare, pentru că acest post de radio a început în anii 1920 ca să emită. Deci este cel mai longeviv și cel mai vechi post de radio evanghelic. Și vicepreședintele Babnef nu făcuse cu nimeni internship. Era, în fine, din conducerea aceste instituții universitare foarte mari din Statele Unite cu mii de absolvenți și nu făcuse. Și m-a întrebat, dar ce mă interesează pe mine? Și când am pus pe listă cam ce mă interesează, mai ales că fusesem implicat de la recrutarea de redactori, de inginer de sunet, sedii, antene, emițătoare, partea tehnică, apoi colaborarea cu consiliile locale, radio, cu bisericile locale și păstorii și prezbiterii din zonele respective, cu producția de emisiuni radio și pe vremea aceea emisiunile se făceau pe bandă magnetică, care se tăia, se lipea, se... Complicat. Da, nu e editarea digitală de astăzi pe laptop. Și fiind implicat în foarte multe, cu strângerea de fonduri și relația cu autoritățile, cu toate celelalte, am pus pe listă mai multe. Și când a văzut câte lucruri aveam nevoie să învăț, a zis, gata, te programez la toată echipa mea. Și m-a programat la toți directorii și în felul acesta am putut ca să învățăm foarte mult. Când am terminat programul de master, m-a întrebat, Babnev m-a întrebat ce, cum ne poate ajuta în România. Și am zis, sunteți specializați pe educație, cel mai bine ar fi ca să veniți cu echipe de specialiști în România și să ne pregătiți oamenii,
că este pe partea de editare, pe partea de cum să faci un spot publicitar, cum să faci marketing, cum să vestești Evanghelia într-un mod relevant și așa mai departe. Toate aceste lucruri. Și în primul an, în 1997, a venit Babnev, a vizitat rețeaua de radio, a fost impresionat de ceea ce Dumnezeu lucrase în domeniul acesta în țara noastră și atunci a trimis o echipă, cel care coordona echipele și a făcut aceasta an de an, a fost John Geiger, care era directorul proiecte speciale de la Moody Broadcasting Network și a adus oameni de foarte bună calitate. Și a venit an de an. Aceste pregătiri radio s-au transformat și în conferințe pastorale, până la 300 de persoane. Și în locații, cum erau pe Valea Prahovei sau pe Valea Oltului sau în alte zone frumoase. Și ulterior, aceste conferințe pastorale și de radio au devenit și niște conferințe internaționale. Au început să vină și din alte țări, din prejur, au fost invitați din Ungaria, din Croația, din Polonia, din Turcia, din Ucraina, au venit în România și au participat la aceste pregătiri radio. Și ceea ce s-a beneficiul cel mare este nu numai echiparea noastră pe diferite domenii a fiecăruia, dar și această armonie care s-a creat atât între directorii de stații, cât și între personalul fiecărei stații în parte. Și relațiile au devenit cele de colaborare și productivitatea a crescut, calitatea a crescut, sunetul postului de radio Vocea Evangheliei era la cel mai înalt nivel. Am avut colaborări și cu postul de radio România Actualități și cu alte posturi de radio. Am făcut și niște piese de teatru radiofonic cu actori dintre cei mai renumiți din România, cei mai titrați actori. Și aceasta pentru că deja nivelul la care ajunsese postul de radio Vocea Evangheliei în anii 1997, 98, 99, 2000, 2003, în perioada aceasta nivelul era foarte ridicat. Extraordinar modul în care Dumnezeu s-a folosit și de dumneavoastră și de alții, iată, din alte țări și s-a pus cărămidă cu cărămidă și s-a dezvoltat o lucrare frumoasă, o familie mare, aș putea spune, pentru că au fost generații așa de oameni care aici s-au format, așa cum ați spus, au slujit o vreme și Dumnezeu a lucrat prin ei. Dumneavoastră ați revenit undeva în anii 96-97 în țară, nu? Sau cam pe acolo? În 1996. 6. Și ați mai slujit, lucrat ca director până în anul? 2 ani am vrut, dar m-au rugat, după ce am rezolvat și problemele acestea, sau retras acele decizii care închiseseră 3 stații și mai mult decât atât, pur și simplu prin negociere normală și prin relații bune și cu Consiliul Național al Audiovizualului, am obținut extinderea timpului de emisie la
stațiile de radio și în felul acesta s-a închis orice conflict și relațiile au fost excelente între Radio Vocea Evangheliei și Consiliul Național al Audiovizualului și n-a mai fost niciodată vreo decizie abuzivă. Au fost relații foarte bune, inclusiv la nivelul acesta personal. Și pentru că m-au rugat ca să mai rămân, atunci am mai acceptat încă 4 ani de zile. După 4 ani de zile, aceasta înseamnă în 2002, am spus, mi s-a terminat mandatul, eu plec. Iarăși m-au rugat, iar mi-au prelungit așa cu câte 3 luni și am zis, nu se mai poate. De ce? Mă înscrisesem la programul de doctorat în cadrul Universității din București cu profesorul Vasile Talpoș și nu puteam să fiu și prezbiter păstor în Biserica Creștinului Evanghelie din Ploiești, să fiu și decan la Institutul Teologic Timoteu și director general la Radio Vocea Evangheliei, pe lângă aceasta și tată și soț. Nu merg lucrurile așa. Și făcând naveta Ploiești-București. Și trebuia să schimb ceva și am zis, nu, ceea ce se potrivesc este să rămân la Biserica Creștinului pe Evanghelie din Ploiești, la institut și cu doctoratul. Și în felul acesta am ales calea aceasta. Deja postul de radio era stabil, erau relații foarte bune, era funcțional și prin harul Domnului se vede că întotdeauna au fost oameni cu inimă care au continuat să slujească și zeci de ani deja postul de radio a făcut lucrarea lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu a făcut ca să avem stații de radio. Domnule profesor Ieremia Rusu, ați lăsat cumva lucrurile așezate pe mâini bune și v-ați orientat înspre slujirea academică. Însă, dacă ar fi să rămânem tot în anii aceia și la slujirea de director la Radio Vocea Evangheliei București, n-aș vrea cumva să încheiem materialul acesta fără să vă provoc să ne spuneți așa una, două experiențe. Poate că și asta a fost o experiență grea, o piatră de încercare, relația cu Consiliul Național al Audiovizualului, închiderea celor stații, dar poate, nu știu, o altă experiență în care chiar ați văzut că Dumnezeu a luptat pentru dumneavoastră și pentru echipa de atunci. Am văzut modul în care gradat de la o atitudine de reticență, de neîncredere față de un post de radio evanghelic într-o țară în care se atacase credința creștină la nivel de stat, la nivel de politică guvernamentală, am văzut schimbarea mentalității. Și am văzut oameni care erau atașați de a asculta postul de radio Vocea Evangheliei. Mi-aduc aminte de unul dintre președinții Consiliului Național al Audiovizualului. Am avut o întâlnire, nu mai știu pe ce problemă, și m-a întrebat, domnul Magiaru, m-a întrebat, dumneavoastră ați fost aseară la emisiune, la Radio Vocea Evangheliei? Zic, nu știu ce emisiune a fost. Și zice că am ajuns pe la 7:20, am ajuns acasă și nu m-am putut da jos din mașină până nu s-a terminat emisiunea. Frumos. Adică mentalitatea aceasta schimbată în momentul în care întâlnesc oamenii cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut și multe persoane care, a căror viață a fost transformată prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, interacțiunea
cu Biblia, aduce mântuire în sufletul oamenilor, schimbă mentalitatea, schimbă vieți, transformă. Și mai este încă un lucru foarte bun pe care îl putem avea de la emisiunile de radio, este chiar muzica, care este realmente armonioasă și muzica aceasta este o muzică de suflet, o muzică care este în contrast cu multe genuri de muzică promovate de alte posturi de radio, mai ales cele de pe FM, și de aceea mulți oameni preferă o muzică liniștitoare, ziditoare, cum este cea de la Radio Vocea Evangheliei, decât muzica care zgâlție creierii, de care te dor timpanele și capul. Și oamenii știu să aprecieze ceea ce este bun. Și acolo unde postul de radio emite 24 de ore din 24, sunt oameni care de dimineață, de când se scoală până se culcă, în casele lor răsună Radio Vocea Evangheliei. La fel, și erau și șoferi de autobuz care dădeau pe autobuz, dădeau pe postul de radio Vocea Evangheliei. Și oamenii erau fericiți ca să poată să asculte emisiuni de calitate și cu învățături ziditoare, nu din cele care sunt destructive. Slavă Domnului! Actualmente slujiți ca rector, domnule Ieremia Rusu, la Institutul Teologic Timoteus din București, dar cred că inima a rămas așa față de radio și față de lucrarea media creștină în țara noastră. Fiind pe final de emisiune, aș vrea să vă rog cumva să oferiți așa câteva gânduri pentru echipa de astăzi. La București o echipă nouă, nu mai e nimeni din generația aceea de la început. E un proiect nou, ne dorim o înviorare a lucrării și o revigorare a lucrării. E adevărat că în vremea noastră online, internetul cumva capturat și radio-ul, dar încă se apreciază lucrarea aceasta și cum e capitala țării, Bucureștiul, se ascultă mult din mașini, radio-ul, și avem încă o audiență. Slavă Domnului pentru asta! Așadar, nu știu, câteva gânduri, un mesaj atât pentru noi ca echipă, cât și pentru radioascultătorii noștri. Aș vrea să citesc câteva versete din Psalmul 145, care aceste versete se potrivesc foarte bine cu lucrarea de radio. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscute fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slavă a împărăției Tale. Amin. Undele radio sunt o lucrare a Lui Dumnezeu și această lucrare a Lui Dumnezeu trebuie folosită pentru a vesti, așa cum spune aici, vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscute fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slava împărăției Tale. Aș dori ca și echipa actuală să aibă același entuziasm, aceeași bucurie de a-L vesti pe Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, pe Mântuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos, și toate acestea pentru a glorifica numele Lui, dar și pentru a extinde împărăția Sa prin faptul că alți oameni ajung ca să se încreadă în Dumnezeu pentru mântuirea sufletului lor. Și în felul acesta, împărăția lui Dumnezeu să se extindă, să atingă tot mai mulți oameni, tot mai multe familii și comunități și Dumnezeu să binecuvânteze poporul român și societatea actuală.
Amin. Doamne ajută. Vă mulțumim mult, domnule profesor Ieremia Rusu, pentru prezența în această emisiune specială, o emisiune aniversară. Vă mulțumim pentru întoarcerea aceasta în istorie și ne-ați mai îmbogățit cu informații noi, pe noi și pe radioascultători, pe telespectatori, cei care vor urmări acest material video pe care îl filmăm la studioul ProDocens, cărora le și mulțumim pentru parteneriatul pe care îl avem de ceva vreme. Vă dorim multă binecuvântare în slujirea academică și vă mai așteptăm cu drag, Domnul să vă întărească și să vă folosească așa cum ne-ați urat și pe dumneavoastră în lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei și de formarea slujitorilor pentru lărgirea împărăției sale. Vă mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze în continuare ca Radio Vocea Evangheliei să vestească Evanghelia curată. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția specială de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Celebrăm 30 de ani de emisie la Radio Vocea Evangheliei București prin bunătatea, îndurarea Domnului. Astăzi ne-am bucurat să-l avem alături de noi în studio pe domnul profesor Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București, fost director al RVE, director general al rețelei de stații la vremea aceea. Ne-am bucurat să ne aducem aminte de acele începuturi ale lucrării, începuturi care n-au fost ușoare. Mulțumim Domnului pentru frații noștri, pentru cei care, colegi care au slujit și care s-au implicat în vremea aceea. Astăzi ne uităm în prezent și ne dorim ca să continuăm lucrarea începută de dumnealor, bizuindu-ne pe aceleași promisiuni ale Domnului și pe credincioșia sa. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!